Curtea interioară a cetății Făgărașului a fost mereu deschisă vizitatorilor. Puțin dintre cei care au călcat poate de mii de ori pe pietre de aici știu pentru câți înaintași acesta a fost ultimul drum. Aici și-au pierdut viața sute de oameni atârnați în spânzurătoarea din curtea cetății. Povestea acestei curți, care ascunde un trecut întunecat, am aflat-o de la muzeograful Gheorghe Dragotă în cadrul campaniei inițiate de televiziunea Făgăraș, Cetatea, Mândria Noastră. Fiecare piatră din curtea cetății a fost martora unei istorii negre. Asediile celor care vroiau să cotropească cetatea sau condamnările la moarte ale celor certați cu legile vremii sunt doar câteva din faptele care s-au petrecut în curtea interioară a cetății. Suntem în una dintre cele două curțele castelului, avem curtea interioară și sau curtina interioară și curtina exterioară. Ne aflăm în cea interioară. În această curte exista fântâna, care aș avea rolul ei, bineînțeles, în caz de asedii, și asediile în acea perioadă erau prelungite, 2-3 săptămâni, era nevoie de apă, fiindcă nu se putea ieși din cetate. Și de asemenea, în partea de nord-est, mai era și o spânzurătoare. Ceea ce este acum este doar un montaj făcut pentru filmări și noi am păstrat-o chiar în acel loc, după documentele pe care le avem, mai ales din inventarele din 1632, 37, 56 și 1676, este consemnat în acel loc spânzurătoarea. Moartea prin spânzurătoare nu era considerată la acea vreme o moarte nobilă. Viața celor cu sânge albastru se curma cu totul altfel, iar cetatea Făgărașului era recunoscută prin cruzimea cu care li se lua viața nobililor. Spânzurătoarea era pentru răufăcători, pentru tâlhari, pentru hoți, deci pentru oamenii de rând, erau omorâți prin spânzurătoare, iar nobilii aveau o moarte mai deosebită, să zicem, prin decapitare. Dar cetatea Făgărașului avea ceva specific pentru a-i extermina pe condamnați, asta în jurul anului 1700, acea temută fecioară de fier. Curtea interioară era locul din care se putea pătrunde în toate încăperile din cetate. În perioada medievală existau însă și scări secrete care s-au pierdut în timp. Din această curte interioară sunt mai multe intrări, mai bine zis 4 scări, scara A, B, C și D, deci cum așa erau numerotate, scara principală care acum face legătura sau intrarea spre muzeu și bibliotecă. Apoi o altă intrare este înspre cramă, pivnița mare de vinuri de altfel, ulterior amenajată cramă. Apoi intrarea înspre turnul negru, care acolo la demisol era un depozit. Și o altă intrare în partea de nord-est la turnul temniță sau turnul de nord-est. Mai exista o intrare și cu o scară exterioară care făcea legătura cu latura de nord înspre turnul Pestriț. Dacă cetatea era asediată, iar cotropitorii reușeau să pătrundă în curtea interioară, cetatea avea un sistem de apărare și pentru astfel de situații, așa numitele logii. Deci avem două logii, să zic așa, adică două nivele ale logiei, nivelul 2 și 3, și logiile sunt, hai să traducând, sunt niște coridoare care fac trecerea prin exteriorul încăperilor, să zic așa, înspre sala dietei și partea estică a castelului. Inițial erau folosite pentru apărare, deci ca și în cazul în care, să zicem, atacatorii, asediatorii intrau și în curtea interioară, de pe aceste logii se apărau, realiza apărarea către interiorul castelului. Dar ele au funcționat într-un stil arhitectonic deosebit și sunt spectaculoase. Prin masivitatea lor sunt niște ferestre mari pe masive pile de ziderie, așa după cum se vede. Tot în curtea interioară a castelului, căpitanii lui Mihai Viteazu au depus jurământul de credință. Probabil de-a lungul istoriei s-au petrecut aici mii de alte evenimente care au rămas închise bine în istorie, între zidurile groase ale cetății Făgărașului.